Noroc, epuraș de soare. Câteva zile în urmă, Lorena Bogza i-a invitat pe Sergei Sârbu, deputat PD Vladimir Țurcan, deputat PSRM și Valeriu Munteanu, ministrul mediului din partea PLE, la emisiunea În Profunzime, emisiunea ei de la ProTV. Și primul subiect de discuție era recensământul populației și rezultatele acesteia. Rezultate destul de previzibile, dar dureroase în același timp. Moldovenii sunt tot mai puțini în Moldova, moldovenii care au rămas în Moldova sunt tot mai bătrâni, moldovenii bătrâni nu fac copii și moldovenii care fac copii pleacă și nu tare se gândesc să mai întoarcă. Și că Lorena Bogza, cu speranța că o să descoperă în acești trei gavnodavi măcar o fărâmă de pocăință, de recunoaștere a propriilor greșeli, îi întreabă. Vă asumați o parte din responsabilitate, din vină, pentru faptul că acești oameni muncesc acolo, probabil, cel mai probabil o bună parte trăiesc acolo și au luat și familiile. Deputații se apucă de grăit, care despre cosmos, care despre puriși, numai să nu răspunde direct la întrebare. E ca de exemplu, Valeriu Munteanu ne povestește că nu doar în Moldova e fenomenul migrației, nu doar din Moldova lumea pleacă. Și acum în interiorul Uniunii Europene există migrație și inclusiv din Uniunea Europeană în afara Uniunii Europene, lumea întotdeauna caută Noua Zeelandă, Australia. Normal răspuns, la temă, nu? Dar în schimb, deputatul Vladimir Țurcan a venit cu o perlă pe care nici eu nu speram să o aud. Slavă Domnului că noi, taman în perioada aceasta, încă n-am fost și până nici încă nu suntem la guvernare. Deci nu putem să fim învinuiți că deci cu ceva noi am influențat. Ceva-i, slavă Domnului, ceva-i. Slavă Domnului, Carl! Slavă Domnului! Vladimir Țurcan a făcut parte din Partidul Comuniștilor din 2005 și în 2009 în Parlament și asta nu-l face niciun fel responsabil de plecarea oamenilor din Republica Moldova în perioada aceea. Slavă Domnului că acum Vladimir Țurcan face parte din Partidul Socialiștilor, care scrănește din offshore-uri și spală bani în campanii electorale prin televiziuni gen NTV Moldova, Ziarul Argumentei Fakte sau sateliți de propagandă îmbrăcați în rochii cu cruși la chept pe care îi cheamă Ghenadii Văluță. Închideți gura că te pedepsesc. Slavă Domnului că acum Vladimir Țurcan are un ceas Rado Diamonds de 2200 de euro. Niboși 4 salarii de deputat o adunat la colțun. Nu-i așa, domnule Vladimir Țurcan? Slavă Domnului că în sfârșit vă l-ați cumpărat. Slavă Domnului! Îmi pare cinic că m-a atacat în așa mod. Eu, fiind un om deștept și modest, cu 5 facultăți, începute, m-am gândit la un lucru, de fapt la două lucruri m-am gândit. M-am gândit la două cuvinte importante în limba română. Cum credeți, care sunt aceste două cuvinte? Cuvintele alea două pe care ai vrea să le auzi într-una tu. Nu, asta nu sunt importante, asta sunt quasi importante. Dar două cuvinte importante în limba română sunt cer scuze. Poți spui cer iertare, poți spui iartă-mă sau iertați-mă. Practic înseamnă același lucru. La aceste două cuvinte m-am gândit, pentru că ele lipsesc cu desăvârșire din discuția pe care o poartă Lorena Bogza cu invitații săi. Eu nu știu de ce în declarațiile demnitarilor, funcționarilor publici de la noi nu auzim aceste cuvinte în niciun fel, deloc. Nu, dar serios, voi când ultima dată ați auzit un burduhănos în fotoliu moale cu mandat de deputat sau primar cerându-și iertare pentru că au cheltuit banii aiurea din buget sau nu au îndeplinit promisiuni pe care le-au dat în campanie electorală? Cine și-a cerut vreodată scuze în Republica Moldova în spațiu public din cei sus numiți? Eu ne amintesc de cazul cu Boris Focșa, fost ministru al culturii, care a fost prins beat la volan. El și-a cerut scuze? El nici măcar nu și-a recunoscut vina. La întrebarea, ați condus autoturismul în stare de ebrietate? El a răspuns, eu nu eram beat, dar eram la volan și nici măcar nu eram la volan atunci când eram beat. Înțelegi? N-ai și reproșa omului. Pe bune mujic o scos asta pe gură, numai că nu poți găsesc video pe internet. Dar credeți-mă pe cuvânt, eu nu spun minciuni. Sau hai să luăm alt caz, legendă, cu Vladimir Bodnar, fost comisar al municipiului Chișinău, Iacob Gumeniță, fost vicecomisar, Ion Perju, polițist condamnat la 10 ani de închisoare cu executare, care a fugit din sala de judecată, nefiind oprit de nimeni. Care din ei și-a cerut iertare pentru 7 aprilie? Poate Artur Reșetnikov a fost șef de la SIS? Aha! Uop! Senzația pe care eu am e că foarte multă lume de la noi, aflată în funcții de conducere, suferă de o hunea infantilă care în mod normal ar trebui să dispară pe la vârsta de 10-11 ani. Știți momentul acela când întrebi un copil ce s-a întâmplat? Și tu știi, copilul este acel care a spart vaza, copilul a crăpat geamul, copilul a vărsat compotul roșu de jișini pe covorul alb. Dar copilul îți răspunde, mor, nu-i ceva, și la urmă zici că asta vaza s-a spart, asta geamul a crăpat, asta compotul s-a vărsat, asta nu el te-a făcut, pănimaiași? Așa și politicienii la noi s-au comis greșeli. Dar în momentul în care s-au comis greșeli, noi nu eram la guvernare, așa că
Slava Domnului, Praneselor! Slava Domnului! Am văzând armata asta de descreierați, scuzați, de democrați sau cum acolo, văzând vulcanul ăsta de înțelepciune din capul lui Țurcan, văzând geizerul ăsta de populism din gura lui Munteanu, ia ascultați cât de mult el ne iubește pe noi. Incomensurabil de puțin. Și văzând bomba de optimism din buzunarul lui Sârbu. Dar problema știți care este? Că nu se vede nici în acest moment luminița aceea de la capătul tunelului. Luminița se vede, Lorena. Că luminița nu... se vede. Deci asta e și problema lui Lorena. Politică. Absolut. De acord. Am văzut lumina cea adevărată. Eu am început să-mi dau seama că și care își doresc schimbarea sistemului electoral pentru că a venit timpul să modernizăm întreaga clasă politică, să schimbăm clasa politică. Toți ei sunt niște oameni care nu își dau seama că modernizarea clasei politice începe de fapt tot de la ei. Понимаешь? Știți, la începutul lunii martie, din cauza zăpezilor abundente, câteva zeci de mașini au fost blocate pe autostradă din provincia Quebec, Canada. Sute de oameni au suferit timp de câteva ore. Imediat a doua zi, prim-ministru, șeful de la poliție, ministrul transporturilor, toți au ieșit la rampă și ce-au făcut? Și-au cerut iertare. Caloșii și-au cerut iertare. Dar oare de ce au făcut ei asta? Poate pentru că ei știau că vor fi rugumați și înghițiți de jurnaliști de opinia publică. Sau poate pentru că ei știu că modernizarea clasei politice înseamnă să nu uiți că ești om, chiar dacă ai mandat de deputat, și să ai o leacă de bun simț, să fii recunoscător și responsabil în fața celor care te-au desemnat în această funcție publică. Și le lipsește la ei noștri ca să facă asta. Jurnaliști cu dinții mai ascuțiți sau cu coloană vertebrală. Legi mai aspre. Vă rog să vă dați cu părerea mai jos în comentarii. Rebeatușchi, mulțumesc pentru atenție. Emisiunea Lumina este primul produs de pe interneturile moldovenești, susținut în totalitate de voi, oamenii care mă urmăresc. Dacă mai e cineva care ar vrea să susțină acest jis al meu de pseudo-oligarh, vă rog să vă alăturați armatei de oameni lunii noștri pe patreon.com/fedot. Iaca aici sau aici undeva, vedeți doar o mică parte din acei peste 320 de oameni care m-au susținut în luna martie. Nu uitați să apăsați butonul like, share, caps lock, delete, insert și multe altele. V-am pupat! Stai nu pleca, stai o leacă, stai că știu pe cineva care cu adevărat și-a cerut iertare în spațiu public. E vorba de fostul deputat PLDM, Veceslav Ioniță. Ce ca ce, dar dumnealui chiar sincer o trântit ca atletă. Eu sunt cer iertare de la soția mea. Am vrut să fac un cadou de 10 ani. Nu s-a primit. Ea întotdeauna îmi spunea că eu nu sunt romantic, nu știu să iubesc, toate câteată lumea știe că o iubesc. Of, și la 10 ani am vrut și eu și prima dată în 10 ani și eu romantic. Prima dată am dat un buchet de flori și prima dată am vrut să fac o călătorie de 2 zile. Toată lumea știa de lucrul ăsta. Numai că, acum, plânge. Și nu-i bucuroasă de călătoria asta.